Polițiștii Biroului pentru Combaterea Furturilor din Locuință Ploiești au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București la domiciliile a 3 persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetări a reieșit că în vara anului trecut și pe 6 martie bănuiții ar fi sustras sumele de aproximativ 47.000 de lei, respectiv 21.000 de lei, din locuința a 2 persoane, una dintre ele din municipiul Ploiești. Au reușit să pătrundă în case sub pretextul că sunt instalatori. Acum cei 3 vor da explicații anchetatorilor.